Bună ziua la toată lumea, bine ați venit la noi în vizită la această întreprindere care nu e întreprindere, o societate comercială, să spunem. Îmi pare bine că a venit la noi cineva de care putem să ne mândrim că a trecut în unitatea noastră. Aș dori să las cuvântul celor care au venit să ne spună motivul pentru care au venit aici. Noi suntem bucuroși că ați venit. Ne face foarte mare plăcere. N-am crezut că vreodată ne întâlnim cu cineva de un rang atât de înalt. Și ne bucură foarte mult că am ajuns la situația asta. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult și vă mulțumim de fapt pentru găzduire. Pur și simplu, dumneavoastră conduceți o societate comercială care oferă locuri de muncă, a reușit să iasă din insolvență, reprezintă o zonă importantă dintr-un lanț economic care ține de o investiție străină extrem de relevantă pentru România, cum este Renault. Practic, a pus toate argumentele n-a fi mândri, domnule, doamnă. Este ceea ce ne dorim mult în România să se întâmple. Sigur că discutăm și vom discuta și care sunt problemele, și care sunt dificultățile. În condițiile în care industria orizontală aici a fost tocată, pur și simplu, vândută la fier vechi, mă rog, fier de tot felul, în condițiile în care înțeleg că sunt zone industriale sau zone de exploatare, cum este Salina, care are pierdere de 9 miliarde, iar salariul managerului șef este de 115 milioane, probabil că greșesc, da? Mă rog, dacă greșesc, să mă ierte. Deci în condițiile în care lucrurile sunt răsturnate, a fost în piață, oamenii spun, am vinde, dar avem cui, pentru că oamenii n-au bani. Întrebați oamenii, spun, da, n-avem bani, că n-avem loc de muncă. Și au indicat în tot felul de direcții, evident, tot felul de oameni care și-au bătut joc de economia zonei și care, mă rog, au obținut și un beneficiu interesant. Nu mă întrebați pe mine, dumneavoastră, întrebați pe oameni, dar dumneavoastră știți mai bine decât mine toate lucrurile astea. Deci, din punctul ăsta de vedere, faptul că sunteți o oază economică și cred că nu a fost deloc ușor, este un argument de mândrie și mi-asociez și eu mulțumirile alături de cei pe care aveți angajați și care nu e nevoie să plece prin Spania sau Italia ca să facă rost din salariu, ca să poată să-și întrețină familia. Cam ăsta e scopul, cât se poate de simplu și cât se poate de direct. E important, dacă vrei la un moment dat ca ceea ce spui să conteze, să discuți direct cu toată prietenia, fără intermediere sau filtrare din partea unei zone sau altea. Media. Da. Ceva întrebări? Nu. Este în regulă atunci. Haideți la treabă. Mulțumesc. Presa. Nu. Atunci. Înțeleg. În acest moment, vis-a-vis de scopul visei dumneavoastră, se întreabă dacă nu v-ați acolo asta pentru prezidențiale. Sigur, mi-aș face o datorie să văd ce înseamnă toată lumea. Despre ce lume vorbim. Că lumea e destul de bine partajată după interese în România. Și de asta aș fi curios ca să știu cui răspund. Mă refer la mass media, în acest moment. Am înțeles. Bun. Deci nu asta pot să vă răspund. Deși mi oferă posibilitatea de a vorbi direct despre ce într-adevăr preocupă cetățeanul român și care este agenda reală. Repet, nefiltrată. Nici de interese de cartel, nici de interesele mă rog, mai mult sau mai puțin oculte din România. Sunt foarte la vedere, dar asta e altă poveste. Beneficiez de această oportunitate. Este o onoare pe care mi-o fac, începând de la cei cu care am discutat în piață, inclusiv cu domniile lor. Nu discutăm de voturi, nu discutăm de opțiuni într-o formă sau alta, nici măcar de opțiuni de partid. Și nu mă veți auzi discutând despre acest lucru. De ce? Nu că nu m-ar interesa, ci pentru că simplu motiv că România reală, așa cum arată, este destul de diferită de ceea care, într-o formă sau alta, ne este prezentat. Pur și simplu, sunt un cetățean care îi se face onoarea de a fi invitat și de a se discuta cu el
o serie de, o serie de lucruri care sunt extrem de preocupante din câte înțeleg. Asta este tot. Domnule Diaconescu, da, este un om pentru un itinerar, deci acum ați vizitat asta, cum se încadrează? Sau ați venit numai la tot, acum, doar, sau... Nu, cum să merg și la Cluj, am să merg și la satul mare, cum să merg mai multe. Repet, acolo unde oamenii doresc să discute cu mine, sunt extrem de onorat să fac acest lucru și să răspund acestor invitații. Vin acolo unde sunt invitat, dar nu lipsesc nicăieri din locul în care sunt invitat. Așteptam să ne prezentați câteva cuvinte, partidul care e un partid nou, să vorbiți un pic și despre el și mai ales despre... Avem și o conferință de presă la Cluj și acolo putem discuta și aspecte de acestea. Eu oricum mai mergem noi acolo, așa că puteți să-mi dați informații la aici și mai ales despre... E un loc privat, e o societate comercială, să nu facem din ea. Tu mai pe dacă nu, de ați chemat politica, e politică, domnule, acum domnul Popa ne scuză, de asta v-o chemat. Hai, să mai direcții. Exact, exact. Ce părere aveți despre demisiile și despre criticile foarte grave pe care domnul Baconski și domnul Papahagi le aduce partidului care îi înfașă, abia se formează, ca să zicem așa. Te stai să te gândești când v-a apucat să fie așa necazuri mari la partid, din ce zice domnul Baconski și domnul Papahagi, care nicio părere. Părăsit. Lumea trăiește trăim cu toți într-o țară liberă. Fiecare are dreptul să exprime și fiecare are dreptul să-și asume sau nu o atitudine politică sau ce crede că este politică. N-am păreri, dar, repet, ceea ce mă pune, creează oarecare incertitudine, este de ce o președintă femeie a unui partid de 6% a devenit ținta unora și altora, când răul, inclusiv la dumneavoastră aici, la Turda, vine din cu totul și cu totul altă direcție. Dar asta e o chestiune de opțiune personală, a uneia sau altă. Repet, altă părere nu am. E vorba despre rău din interiorul partidului. Repet, altă părere n-am, v-am explicat. Mă rog. Haideți să privim în răul din interiorul altor partide care vă fură din buzunare și dumneavoastră și altora. Hai să vorbim de răul ăla întâi. Și după ce rezolvăm să răul vorbim despre tot, mă lăsați să vă răspund ce vreau eu, da? După ce vorbim de răul ăla, după ce vorbim de mafiile care funcționează și la dumneavoastră la Turda, și la dumneavoastră la Cluj, cu o amploare și cu o veselie absolut înduieșătoare. Și după ce vorbim de acești mafioți, inclusiv din zone media, inclusiv din zone private, inclusiv din zone ale administrației de stat, mergem și la partidul de 6% și discutăm și de ele în altfel. Dar hai să discutăm întâi de problemele astea, pentru că pădâni și cam asta interesează. Altceva? Vorbesc de rău din Turda. Ce știți despre rău din Turda? De exemplu, faptul că n-au locuri de muncă, faptul că toată lumea acuză cum s-a distrus câmpia Turzii. Și cum s-au pierdut 14.000 de locuri de muncă, m-am informat, dacă asta este substratul întrebării noastre. Vă sigur, colegul voia să zicem așa, să scoată de la dumneavoastră niște informații cumva din interiorul partidului pe care îl reprezentați. Măsura care există aceste informații, cum ar plăcea? Dumneavoastră făceați trimitere că ar trebui să vedem prima dată răul din alte partide. Nu, răul care face nu. Răul care face... Eu zic că e bine să vorbiți de partidul vostru, că întrebăm noi și pe alții. Vorbim de alte partide. Dar nu o să mă puteți opri să vorbesc și de hoția bine gestionată, care îi face pe mii de oameni să-și piardă locul de muncă. Nu vreți să discutăm și ce s-a întâmplat și cine a tăiat industria sârmei în câmpia Turzii? Nu vreți să discutăm și de aceste lucruri? Nu, n-a tăiat partidul meu. Că dacă tăia partidul meu, răspundeam pentru asta. Nu, n-a tăiat partidul meu. Altcineva a tăiat. Cui le-a dat? Okay. Știți cum e? Când s-a semnat contractul, era stăt în partidul la care s-a semnat contractul, domnul Deaconescu. Foarte corect. N-ați venit să-ți... provocat să vă întrebăm. Nu, n-am o problemă. În legătură cu tăiatul și asta, adevărat că, indiferent cine a fost țară sus sau jos, cine a privatizat un român de aici, indiferent că e, deci din România, nu a fost ajutat niciodată cu nimic. Deci, așa cum a fost ajutat ceilalți. Deci, dacă era vorba că săracul italian care o tăiat ca si român, săracul, dar de noi, că nu, pe noi nu mai au lovit unde au putut, că aici un român care este investitor. Deci nu a ajutat niciodată niciun partid, că și eu sunt PSD-iști, zic la domnul că generele nostru este pe premiești, care e jurist în fabrică, dar nici PSD-iști nimeni niciodată nu m-a ajutat cu nimic decât cu promisiuni și până atât. Deci, dacă au putut, m-au lovit
unde au putut din Tudă. Din Tudă. Și totuși 14 ani ducem fabrica asta cu 250 de oameni, cu 180, 250, cum am putut, dar de ajutat niciodată nu am primit nici măcar un cuvânt de îmbărbătare. Așa ca să sună la telefon de la primărie sau de la finanță, vai ce mult plătiți voi, mulțumim frumos. Nu. Dacă o știu, o lovit. Unde o putut? Deci asta este Tudă, din păcate. Nu știu cum o să fie mai departe, dar de ajutat niciodată cu un cuvânt bun de am fost ajutat. Nu bani, nu știu, nu zic de mafiot. Eu nu zic nimic despre alte parte, nici...